Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație. Așa, ca o mică observație, ca să vedeți cum se schimbă tehnologia, probabil că acum 10 ani aș fi avut notele speech-ului meu pe o hârtie, acum le am pe toate pe telefon. Se schimbă cum nici nu ne imaginăm. Mă numesc Mihai Matei și am venit aici cu 4 pălării, să spunem. Pe de o parte sunt vicepreședinte în Asociația Națională a Industriei Software. Asociația noastră este cea mai mare și mai reprezentativă asociație. Practic toate firmele serioase de software sunt membre ANIS. Să zicem că în cupălăria asta vorbesc în numele a 30 și ceva de mii de angajați. De asemenea, sunt membru în Consiliul Director al Confederației Patronale Concordia. Acolo vorbesc în numele a 7% din forța de muncă din România, adică undeva peste 200.000 de angajați. Însă îmi dau seama că pălăriile astea nu sunt foarte interesante pentru voi, așa că a treia pălărie pe care o port este aceea de antreprenor a unei firme de software. Deci, practic, sunt acționarul principal a unei firme de software. Avem în jur de 60 de angajați. Și a patra pălărie, care cred că e mult mai apropiată de voi, este aceea de fost student al Universității Politehnice București, unde am făcut Facultatea de Automatică și Calculatoare acum mult prea multă vreme. Bun, m-am bucurat foarte tare să aflu mai devreme că în sală sunt 700 de elevi de liceu și desigur am venit aici să vorbesc și pentru profesori, dar în principal am venit pentru voi, pentru elevi. Și aș putea să vă povestesc foarte multe lucruri despre statistici, despre piața muncii, despre tehnologie și așa mai departe, dar am venit să vă spun 3 lucruri. Și o să încep un pic cu primul lucru, care este, hai să zicem, povestea mea, de un rezumat al poveștii mele de viață. M-am născut în 79, deci am trăit cam 10 ani în comunism și 10 ani în tranziție. Da? Pentru voi aveți acum, nu știu, 16-18 ani, nu știu ce vârstă aveți, dar trebuie să înțelegeți că ăștia au fost 20 de ani foarte grei în România, da? Cam toți oamenii erau extrem de săraci, eu inclusiv. Da? Părinții mei erau ingineri. Da? Amândoi au terminat tot Universitatea Politehnică București și bunicul meu la fel. Mama mea a fost inginer de aviație și tatăl meu a fost inginer de mecanic. Bun. Norocul meu în viața asta a fost că undeva prin școala generală, în clasa a patra, cineva a adus la noi în școală un HC. Da? Asta e un calculator extrem de vechi, e printre primele calculatoare care au existat în România. Ca să vă imaginați cam cum era calculatorul ăsta, profesorii voștri probabil știu, dar calculatorul ăsta, telefonul meu, acum chiar am calculat dimineața, are undeva de 300 de mii de ori mai multă memorie decât avea calculatorul respectiv. 300 de mii de ori mai multă memorie. Ca putere de calcul nici nu mai vorbim. Ăsta e un exemplu de cât de mult și de repede evoluează tehnologia. Când am văzut calculatorul ăsta, eu m-am îndrăgostit iremediabil, adică a fost wow. Ia uite, poți să scrii aici niște lucruri și scrii niște linii de cod și se întâmplă lucruri pe ecranul ăsta. Va, era ceva minunat. După chestia asta, practic toată viața mea a fost concentrată pe programare. Da? Deci tot ce am făcut din clasa 4-a și până acum are legătură cu programarea. Da? Am avut primul HC de-abia după vreo 4-5 ani, că ai mei nu și-au permis să-mi cumpere un calculator. Și timp de, nu știu, 4-5 ani am învățat programare pe hârtie. Primii bani am făcut în clasa a 9-a din programare. Deci am început să programez prin clasa a 9-a
Și ulterior am făcut Liceul Național de Informatică Tudor Vianu. Am auzit că sunteți în sală oameni de la Tudor Vianu. După care am făcut, cum v-am spus, Facultatea de Automatică și Calculatoare. La 2 ani după ce am terminat facultatea, mi-am înființat propria firmă. Okay? Astăzi, aș zice că sunt un om foarte bogat după orice standarde. Da? Și nu o spun ca să mă laud, ci, hai să vă zic ceva, când eram în liceu, eram de vârsta voastră, mi era foarte complicat să scot o fată în oraș. Da? Un bilet la film era foarte scump. Da? Astăzi, dacă vreau să merg în Australia, deci dacă în seara asta mi se pune pata să văd un film în Australia, mă voi urca mâine dimineață în avion și luni o să fiu în Australia să mă uit la un film. Ok? Și din nou nu spun ca să mă laud, da? O spun pentru că în călătoria asta mea, de la zero la unde sunt acum, ce a contat a fost educația. Adică în fiecare zi am învățat. Și dacă este ceva cu care aș vrea să plecați astăzi de aici, în special elevi, este că voi sunteți cel mai important bun pe care îl aveți. Și dacă voi veți investi în voi, investiția asta se va întoarce înzecit. Nu vă dați seama acum, pentru că motivul pentru care am venit aici este că mi-am adus aminte cam cât de dezorientat eu eram în liceu, da? Habar n-aveam ce o să se întâmple cu mine, nu știam cum va arăta viitorul și așa mai departe. Dar am făcut chestia asta, am învățat. Și vă spun că dacă voi veți învăța, viitorul vostru va arăta foarte bine. Și aș vrea să plecați cu chestia asta, da? Că dacă învățați în fiecare zi și dacă învățați să învățați, veți fi foarte bine. Și mai concret de atât, ce v-aș sfătui este să alocați o oră măcar pe zi, dar în fiecare zi, învățatului. Da? Și nu mă refer aici la școală, adică învățați și în paralel de școală. La școală poate veți face o facultate, mă rog, sper că veți face o facultate, dar dincolo de asta încercați să învățați altceva în timpul vostru liber, ce vă pasionează. Okay? Deci prima chestie, o oră pe zi, alocați-o învățatului. Asta este primul lucru pe care vreau să vi-l spun. Al doilea lucru este legat de meseriile viitorului. Și vi s-a spus că o să venim aici, o să vă spunem cum arată viitorul. Și realitatea crudă este că nu știm. Tehnologia avansează extrem de repede și avansul ăsta tehnologic va genera o schimbare de paradigmă socială. Sunt zeci de meserii care vor dispărea și din ce am înțeles de la Răzvan Rughiniș, el va detalia subiectul ăsta. Toată tehnologia asta, faptul că a apărut inteligența artificială, machine learning, toate tehnologiile astea schimbă dramatic societatea în care trăim. După părerea mea, urmează mișcări sociale tectonice. Da? Și vă dau un simplu exemplu, care deja nu mai e o incertitudine. Vorbim de mașini autonome. Da? Nu mai există întrebarea dacă vom avea mașini autonome sau nu. Vom avea mașini autonome și le vom avea într-un interval de probabil până în 5 ani. Și în momentul în care vom avea mașini autonome, probabil câteva milioane de joburi o să dispară. Da? Deci șoferi de camioane, șoferi de autobuze nu vor mai avea un job. Da? Tot ce au învățat ei, tot ce au știut, o să dispară, se va alege praful de meseriile astea. Și acum ați putea să credeți că e vorba doar de meserii, hai să zicem, fără o pregătire superioară. Eu nu cred că e așa, eu cred că totul se va schimba. M-am gândit ce exemplu să vă dau și mi-a venit în minte, nu știu, o meserie de medic care face ecografii. Eu cred că și astea se vor schimba, cred că undeva într-un interval de 10 ani vom avea mașini care vor face ecografii în mod automat și o vor face mai bine decât o face un om. Da?
Un alt exemplu ar putea fi, m-am mai gândit la un inginer chimist care învață să producă anumite substanțe. Și asta cred că va deveni o meserie care va fi automatizată. Deci, tehnologia asta din ce în ce mai mult va face ca anumite industrii să dispară complet. Gândiți-vă dacă vreți la momentul în care a apărut cauciucul sintetic și brusc toți producătorii de cauciuc natural au dispărut. Da, a fost o schimbare uriașă în societate. De ce e asta important? Pentru că clivajul care există acum în societate, adică noi avem o parte a societății care este marginalizată, sunt oameni săraci, da, care nu au pregătire și nu pot să iasă din marginea asta a societății, și cealaltă parte educată, hai să zicem, România educată și România marginală, clivajul ăsta se va adânci. Se va adânci destul de tare. Pe termen lung, sigur, societatea își va inventa mecanisme de a se adapta. Dar pe termen mediu și scurt, va exista acest clivaj. Adică cei care nu sunt pregătiți vor deveni cetățeni marginali. Da? Și aici se pune problema deja de, cum să zic, este... Va fi o perioadă, aș zice eu, de 10-15 ani de rezistență, da? În care cei care vor reuși să reziste vor fi cei care reușesc să se adapteze, care reușesc să învețe altceva și să se adapteze noului mediu. Da? Adică dacă meseria lor dispare, vor fi pregătiți să învețe o altă meserie. Și vorbind despre meseria viitorului, v-am spus că eu nu știu care sunt meseriile viitorului, chiar nu știu. Cred că meseria viitorului este educația. Deci cred că dacă, așa cum am zis și mai devreme, dacă voi învățați să învățați, asta va fi meseria viitorului. Și dacă învățați să vă adaptați. Asta e a doua chestie, meseria viitorului, educația. A treia temă și al treilea lucru despre care vreau să vă vorbesc este, hai să zicem, așteptările unui angajator. Eu sunt angajator, angajez oameni, am avut, nu știu, probabil mii de interviuri cu oameni, inclusiv cu tineri care abia au terminat facultatea sau cu oameni seniori. Și secretul pe care vi-l spun este că eu când angajez mă interesează foarte puțin experiența sau mă interesează foarte puțin bagajul de cunoștințe tehnice pe care le aveți. Da? Mai ales că în lumea noastră, în meseria noastră de dezvoltator software, lucrurile astea se schimbă de la an la an. Da? Și atunci mă interesează foarte puțin dacă voi veniți la o angajare și știți, nu știu, C++ sau Assembler sau whatever, da? Asta mă interesează cel mai puțin. Da? Ce mă interesează cel mai tare este determinarea, adică mă uit foarte tare după cât de determinați sunt oamenii să, în principal, să învețe și cât de autonomi sunt. Da? Asta mi se pare mie cea mai mare calitate a unui om, faptul că este autonom și se poate descurca singur într-un anumit context, fără să aștepte ca cineva să-i spună ce să facă. Și cam asta e a treia chestie pe care vreau să vă spun, este să nu așteptați nimic de la nimeni și să învățați să vă adaptați și să fiți autonomi. Da? Fie că e vorba de învățat, fie că e vorba de, nu știu, găsit un job, nu așteptați să vă spună cineva ce să faceți. Fiți proprii voștri stăpâni. Și asta a fost a treia chestie. Deci v-am spus trei lucruri. Învățați o oră pe zi. Meseria viitorului este învățatul. Și fiți autonomi. Și de fapt toate chestiile astea se rezumă la un singur lucru, la educație. Succes la teze, la examene și alegeți UPB ca facultatea voastră. Vă mulțumesc!